Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Astăzi vom deschide câteva colete cu electronice cumpărate de pe AliExpress. Acest video fiind al 6-lea episod al seriei Mailbox, pachetele sunt cele de față, așa că haideți să trecem la desfăcut. Primul pachet în această hârtie galbenă. Sunt 5 întrepătoare RID. Să le desfacem și din punguța aceasta. După cum se vede, terminalele sunt aurite, iar corpul dintr-o sticlă albăsturie transparentă. În interior se văd două metale, cred, apropiate una de cealaltă. Să facem și un test al acestui interpretor RID. Vom folosi acest multimetru pe continuitate, iar cu ajutorul unui magnet apropiem de senzor. În acest fel se închide circuitul. Al doilea pachet se află în această pungă gri. Aici avem o cutie de conectori cu 2, 3, 4 sau 5 terminale. Să înlăturăm și această folie din plastic. Să desfacem cutia pentru a vedea conectorii mai bine. Distanța între pini este de 2,54 mm, aș fi putut să le aleg pe cele cu distanța între pini de 2 mm, dar le-am preferat pe acestea de față. Al treilea pachet văd că a fost maltratat la ambalare. Să îl desfacem și pe acesta. Se pare că a fost ambalat în două pungi. Aici avem câteva kituri electronice. Sunt 5 la număr. Să desfacem unul. Acesta este un boost convertor, adică ridicător de tensiune cu MT3608. Va fi testat în detaliu într-un clip viitor. Următorul pachet. Sunt conectori cu două terminale. Să le desfacem și din această pungă. Așa arată acești conectori. Distanța între terminale e de 7,62 mm. Al cincilea pachet din această hârtie galbenă frumoasă. Aici avem câteva rezistoare SMD. Marea greșeală mea a fost că nu m-am documentat așa de bine în legătură cu aceste rezistoare SMD numite după acel cod. Am aflat de curând că acel cod, cum e cel de față, 0402, practic vine oarecum de la dimensiunea rezistorului în inci, după cum se vede din acest tabel. Următorul pachet din această pungă albă. Aici avem câteva terminale, cred că se numesc, pentru a atașa conductoarele de conectorii bloc mai ferm.
Acestea de față sunt pentru șuruburi M3. În sfârșit, ultimul pachet. Trebuie să vă spun că aici se află o ustensilă, consider eu foarte utilă pentru electroniști. Fiind vorba de un switch. Văd că vine și cu această protecție din plastic. Așa arată capătul. Aici am pus și această linie ca să vă faceți o idee de dimensiunea capătului. Nu arată rău deloc la prima vedere. Pentru a testa această sculă, am lipit câteva rezistoare pe acest PCB. Nu e rău deloc, sunt foarte mulțumit. Să testăm și pe câteva conductoare, deși nu aceasta e utilitatea corectă a acestei scule, switch. La final trebuie să vă spun că am trecut și prețul, cât am dat pe fiecare produs în parte. Bineînțeles că am pus și link, însă din câte știu, în timp nu or să mai fie valabile. Aici se termină acest clip, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, sper că a fost interesant și util acest episod, dacă da, aș aprecia mult dacă ați apăsat pe butonul like, vă aștept la un nou clip pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!